În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit. Vreau să vă mulțumesc în mod special tuturor celor care v-ați rupt astăzi câteva ceasuri, în această seară, dăruindu-le memoriei martirilor luptei anticomuniste. După cum știți, în urmă cu 4 ani de zile, adică în 2017, o știre din a doua jumătate a lunii mai ne anunța că președintele României a promulgat legea pentru legea 127 din 2017 pentru declararea zilei de 14 mai ca zi națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste. A fost o lege care a fost inițiată de domnul deputat Daniel Gheorghe, căruia îi mulțumim încă o dată pe această cale. În expunerea de motive acestei legi, expunerea de motive fiind parte integrantă a oricărui act normativ, se arată că în noaptea de 14 spre 15 mai 1948 a avut loc cel mai mare val de arestări din istoria României și, într-adevăr, după mai multe surse documentare și istorice, în acea noapte au fost arestați, după unele surse, aproape 7.000 de tineri și nu numai tineri, după alte surse, peste 10.000, cea mai mare parte a lor fiind membrii marcanți ai mișcării de rezistență, aparținând mișcării legionare din România. A fost o scăpare a tuturor forurilor, inclusiv a cerberului Andrei Muraru, marele istoric, între ghilimele, consilier al președintelui Iohannis, fratele geamăn al lui Alexandru Muraru, actualul consilier pe probleme de combatere a antisemitismului al premierului Câțu, și practic la 2-3 zile după această știre, Institutul Național pentru Studiul Holocaustului din România, Eli Wiesel, prin vocea lui Alexandru Florian, directorul său, a luat o atitudine dură prin care a condamnat faptul că nimeni în Parlament și la, dintre consilierii președintelui nu a sesizat faptul că această zi avea o conotație legată de mișcarea legionară. Ceea ce vreau să vă spun este că în actul, în expunerea de motive a proiectului de lege devenit ulterior lege, nu se spune nimic despre identitatea politică a celor care au fost arestați în acea noapte. Și se face doar referire la unii dintre martirii temnițelor comuniste, se arată că este dedicată această zi tuturor martirilor temnițelor comuniste și dumneavoastră ați putut să vedeți aici că sunt prezenți de la Iuliu Maniu și Gheorghe Brătianu și până la Petre Țuțea și Aspazia Oțel Petrescu. Și, practic, nu contează faptul că au fost legionari cei circa 10.000 de oameni arestați în noaptea aceea, va fi noaptea care urmează acum, între 14 și 15 mai, și zilele următoare. Important este că e cel mai mare val de arestări din istoria României. Și important este că această zi, pe care noi o marcăm, este dedicată tuturor celor care au suferit și au murit în temnițele comuniste. Iar noi, organizatorii acestei zile, pentru că, din păcate, din cauza atmosferei create de Institutul Wiesel, ați observat că, deși legea spune că televiziunea de stat, radiodifuziunea publică, instituțiile publice locale și centrale trebuie să acorde atenție și să organizeze manifestări, să acorde spații de emisie, nimic, de ani de zile nimic. Aceasta este singura manifestare proeminentă și acum în ultimul, în 2019 și anul acesta, au început să se facă tot pe datorită societății civile și în alte localități. Așa că rămâne și din acest punct de vedere în sarcina noastră a tuturor celor care ne aflăm aici, adică a societății civile, indiferent că se numește Fundația Ogoranu, că se numește nu știu cum, rămâne în sarcina noastră să marcăm aceste zile prin eforturile noastre proprii. Rămâne în sarcina noastră să facem un muzeu al rezistenței cu puterile noastre mici. Pentru că după 31 de ani nu există așa ceva în București. Rămâne de datoria noastră să tipărim operele, memorialistica
celor care au suferit în închisorile comuniste, celor care au luptat în rezistență și le-a dat Dumnezeu șansa de a supraviețui. Pentru că statul român nu face și nu va face nimic în acest sens. Ne ocupăm în mod obsesiv, stereotip, de holocaustul altora. Ne ocupăm de victimele altora. Nu că ar fi ceva rău, pentru că și acei oameni, dacă au murit, ori au fost asasinați pe motive etnice, politice sau de altă natură, nu este un lucru bun și trebuie condamnat înaintea istoriei și a lui Dumnezeu. Dar este inacceptabil ca morții noștri să nu îi cinstim, ca holocaustul nostru să nu îl cunoaștem. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că datorită prezenței fiecăruia dintre dumneavoastră de aici și anul acesta, această zi, a putut să fie ținută. Dumnezeu să ne ajute și să ne întâlnim cu bine și anul viitor. Urmăriți paginile noastre de internet, paginile de Facebook și vă vom ține la curent și cu alte evenimente pe care le vom organiza în perioada care urmează. Vă dorim o seară plăcută!